s-a tot vorbit în județ sau de un anumit blat. Eu vă spun că acest blat s-a confirmat și este vorba de blatul Partidului Național Liberal și cu Partidul Pro-România, care în Moreni, în mod nelegal, în mod abuziv, printr-o hotărâre a Consiliului Local, au ales un mod, da, nelegal, un viceprimar. Pe acest subiect s-a exprimat săptămâna trecută, dacă nu mă înșel, și secretarul executiv, da, domnul Cristian Daniel Stan. Dar vreau să fac câteva lămuriri care mie mi se par importante și puțin mai tehnice. Ca să reau, la ședința extraordinară programată pentru data de 19 noiembrie, un singur proiect pe ordinea de zi, rectificarea bugetară, s-a suplimentat ordinea de zi, da, de către, la o solicitare a consilierilor PNL, Pro-România și PER, cu alegerea viceprimarului. S-a supus la vot și acesta a fost ales cu 9 voturi. Ce vreau să vă aduc în atenție? 1. Grupul consilierilor locali ai Partidului Social Democrat Moreni au formulat în modul următor. Am formulat o plângere prealabilă, o avem aici, este înregistrată, prin care am solicitat Consiliului Local al Municipiului Moreni să revoce această hotărâre de Consiliul Local ca fiind nelegală. 2. Am sesizat printr-o adresă prefectul județului Dâmbovița, prin care să exercite controlul de legalitate asupra acestei hotărâri și să atace în instanță această hotărâre. Atacarea în instanță acestei hotărâri de Consiliul Local, ce efecte produce? Aceea de a suspenda de drept până la soluționarea definitivă a cauzei. Și de la acest pupitru rog pe domnul prefect Aurelian Popa să se trezească la realitate, să revină printre noi și să exercite acest control de legalitate. Și o să vă spun câteva date tehnice. Păi, conform articolului 135 aliniatul 8, ordinea, da, suplimentarea ordinii de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă. Ori alegerea viceprimarului, da, de o asemenea manieră, când era programată ședință ordinară pentru săptămâna următoare, nu cred că era o problemă urgentă. A doua chestiune. Articolul 136, aliniatul 8. Spune în felul următor. Și o să redau ca să nu fie niciun dubiu. Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu Local este supus dezbaterii numai dacă este însoțit de următoare. Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare. 2. Rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primăriei. Și 3. Cel mai important, avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Această inițiativă a venit, da, ad hoc, a venit pe moment, nu a avut niciun astfel de aviz, iar nu o spun eu, o spune legea, o spune codul administrativ, că niciun proiect, da, nu se poate scrie pe ordinea de zi, nefăcând distinție, da, tipul de proiect de hotărâre, fără aceste lucruri. Și numărul 3, conform ordonanței de urgență numărul 190 din 28.10.2020, alegerea viceprimarilor și a vicepreședinților de Consiliu, nu numai, se va face după validarea tuturor mandatelor și depunerea jurământului în condițiile legii de către toți consilierii județeni sau locali după, în această situație. Ei bine, eu vreau să aveți în vedere că în data de 19, unul dintre consilierii locali ai Partidului Social Democrat, da, din municipiul Moreni, și-a înregistrat demisia în registrul de intrări al, al primăriei Moreni. Această, da, această demisie, din punctul meu de vedere și din punctul de vedere al altor colegi, produce efecte imediate. Fiindcă nu trebuie să, da, să ia act neapărat Consiliul Local de această demisie. Prin urmare, nu erau validate toate mandatele la momentul când s-a desfășurat ședința Consiliului Local, astfel încât s-a hotărât în mod abuziv alegerea viceprimarului. Vorbesc de blat. Păi când tu cu trei consilieri locali ai viceprimar, este cu sprijinul Partidului Național Liberal, este cu siguranță un blat. Un blat care a fost și la alegerile locale, sigur, nu i-au ajutat rezultatele.
fiindcă noi am făcut majoritate și în Consiliul Local Târgoviște, și în Consiliul Județean, și ne-am impus, să zic așa, punctul de vedere. Și acest blat, iată, se continuă și pentru alegerile parlamentare și la ceea ce se desfășoară în toate, da, consiliile unde nu avem majoritate noi ca și partid singur. Deci eu rog și transmit pe această cale prefectul județului Dâmbovița să exercite controlul de legalitate, fiindcă va avea consecințe toată această chestiune. Și nu știu cum și-a putut permite secretarul Unității Administrative Teritoriale să vizeze de legalitate o astfel de chestiune, având în vedere că se consemnează chiar în procesul verbal faptul că nu erau validate toate mandatele de consilier local ca urmare a demisiei unuia dintre colegii noștri. Și cu toate acestea a vizat de legalitate. Sigur, vom vedea care va fi deznodământul, dar dacă instanța va pronunța o hotărâre prin care să desfințeze această, da, această decizie, această hotărâre luată de Consiliul Local, toate, da, toate hotărârile, toate actele subsecvente, da, care au legătură cu aceasta, vor fi, sigur, în mod evident, supuse anulării. Dacă sunt întrebări legate de acest subiect,